Câte zeci de mii de euro a dat Bianca Drăgușanu pe haine în ultima lună? Îți iei casă de toți banii? Controversată, asumată, directă și excentrică, acestea sunt câteva dintre cuvintele pe care Bianca Drăgușanu le-ar folosi pentru a se autocaracteriza. Frumoasa blondină se apără în mediul online după ce a fost acuzată că s-ar fi îmbrăcat cu haine fake. Cu toții știm că Bianca Drăgușanu are situație materială extrem de bună, fosta prezentatoare TV, fiind obișnuită cu un stil de viață luxos, bogat și opulent. În urma acuzațiilor care i-au fost aduse, diva a reacționat și a venit cu dovezi pentru a le arăta criticilor că ea cheltuie lunar o adevărată avere pentru a avea un look impecabil. Bianca Drăgușanu ajunge să cheltuie și 40.000 de euro pe lună pe articole vestimentare de brand. Mai mult decât atât, blondina a demonstrat acest lucru, făcând publice chitanțele comenzilor pe care le plasează online la unele dintre cele mai mari case de modă. S-a făcut pe TikTok un cont fals în care se spune că eu port haine fake. Argumentele care sunt: culoarea e altfel, nasturile stă altfel. Când faci o poză, în primul rând, bagi filtre. Eu bag filtre pentru că mie așa îmi place. În al doilea rând, lumina. În al treilea rând, nu toate hainele arată în realitate fix ca în poze. Multora le fac retur pentru că nu sunt ca în poze. Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine, numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea. Dar eu știu ce am comandat. Am pe mail bonurile, am făcut filmulețele și le-am postat, a declarat Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu a fost acuzată de faptul că și-ar fi comandat geaca de bluși de la Gucci după ce crocotașii din mediul online ar fi susținut că este fake. Iubita lui Gabi Bădălău a demonstrat ce a făcut de fapt cu respectiva comandă. Se pare că blondina a returnat articolul precedent și l-a înlocuit cu o măsură mai mare. Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce, și am trimis-o înapoi. Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38, și am făcut iar video și am zis că este a doua geacă, același model. Nu beau, nu fumez, nu am vicii. Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot. Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. Este plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi, a mai spus Bianca Drăgușanu.